Bună! Astăzi am pregătit pentru voi un tutorial în care vă voi arăta cum vă puteți ondula părul într-un mod rapid. Mie, de obicei, mi-a foarte mult timp să-mi ondulez părul. Mi-a între 30 și 40 minute pentru că, deși am părul subțire, îl am destul de des. Și mi-a o grămadă de timp să stau cu fiecare șuviță de păr, să fac bucle. Așa că astăzi am zis să vă arăt o metodă mai rapidă în care vă puteți ondula părul. Pentru astăzi avem nevoie de o perie de păr ca să vă pietonați părul, orice perie vreți voi. Un elastic de păr, două agrafe și un ondulator de păr. Al meu este de la firma Revlon, este vechi, l-am de vreo 6 ani și este de diametru jumătate de inch, adică 1 cm și 27 cm, dacă nu mă înșel. Îmi place să folosesc un ondulator care este mai îngust pentru că ține buclele mai mult timp. Le face mai strânse, dar părul meu oricum se lasă. Așa că îmi place să folosesc ceva mai strâns pentru motivul ăsta, pentru că se lasă și când se lasă, ele oricum să arate mai lejer. Haideți să trecem la treabă. În primul rând să vă arăt ce facem cu elasticul și agrafele. Agrafele le vom pune pe elastic, una pe o parte și cealaltă pe partea opusă și va arăta ceva de genul. Și cu această chestie, cu acest elastic și agrafe, ne vom prinde părul într-o coadă de cal. Și folosesc elasticul cu agrafe. Aș putea să folosesc elasticul simplu, pur și simplu, să-mi pun părul într-o coadă de cal, dar atunci când trebuie să scot elasticul din păr, îmi voi deranja buclele, așa că am ales această metodă din acest motiv. Prindem părul într-o coadă de cal, nu trebuie să fie perfect, nu vă faceți griji, nu trebuie să arate bine, așa că nu s-o să mă stresez prea tare de cum arată coada. O voi face un pic mai sus, cam aici, cam în creștetul capului, cam acolo voi pune. Și voi lua o agrafă, sper să vedeți, o voi pune aici în păr, ca să stea fix acolo, părul. Iar acum voi lua acest elastic și cu agrafă și îl voi înfășura, ca să-mi prind părul cu el. În felul acesta, când trebuie să scot elasticul, doar scot agrafele și gata, nu trebuie să trag elasticul peste tot părul pe care l-am ondulat deja. Iar acum voi împărți această coadă în 4 sau 5 secțiuni, depinde cât de multe bucle vreți. O să încep cu una și vedem la sfârșit câte mi-ies. Și pur și simplu voi lua niște șuvițe de păr, nu foarte groase, dar nici prea subțiri, și voi începe să-mi ondulez părul. Dacă vedeți, nici nu ridic cleștele de la ondulator, nici nu-l ridic, pentru că, sincer, să fiu, nici nu are sens. Și țin părul pe ondulator cam 15 secunde, până simt că s-a încălzit tot. Iar acum voi ține puțin șuvița în mână, ca să nu-i dau drumul imediat, să nu se lase prea repede. Și am o șuviță ondulată aici. Acum voi da șuvița asta la o parte și trec la următoarea. Din nou, nu prea groasă, dar nici prea subțire. Cam atât de groasă. Și iau din nou ondulatorul și înfășor șuvița de păr pe ondulator. Cred că ajunge. Din nou o să țin puțin șuvița ca să se răcească puțin în mâna mea, să nu-i dau drumul imediat. Și am ajuns și la ultima șuviță. Cu cât alege șuvițele să fie mai subțiri, cu atât buclele vor fi mai puternice și mai rezistente. Eu am ales șuvițe destul de mari, pentru că eu nu am răbdare. Și gata, și cu ultima șuviță o să o țin puțin. Și am văzut aici că am pierdut o șuviță, pe asta nu am ondulat-o, așa că o să ondulez și pe asta repede, una mică acolo. Gata, am ondulat coada de cal și acum voi scoate elasticul. Acum, de asta vine mult mai ușor să folosesc agrafe și elastic, pentru că îl scot așa și nu trebuie să trag elasticul peste bucle ca să deranjez buclele. Și așa arată părul după ce l-am ondulat. După cum vedeți, arată destul de bine, zic eu, pentru... Stai să vă zic cât a durat. A durat 10 minute. Mi-a luat să-mi ondulez părul. Dar v-am zis, eu am părul destul de des. Și acum, vedeți, am niște șuvițe pe aici care nu s-au ondulat prea bine. O să iau ondulatorul pur și simplu și o să le ondulez și pe astea, să arate mai bine. Părul din față, îmi place să-l ondulez așa, departe de față.
și așa arată părul. Acum urmează doar să puneți niște fixativ prin el ca să reziste buclele. Eu am uitat să-mi aduc fixativul cu mine aici, dar asta voi face când mă voi duce sus. Îmi voi pune fixativ prin păr ca să reziste buclele cât mai mult timp și ta-na-na, bucle în 10 minute. Dacă aveți părul mai scurt de umăr, nu știu cât de bine va funcționa această metodă pentru voi. Cred că funcționează mai bine pentru părul lung. Dar puteți să încercați dacă aveți părul până la umeri. Mai scurt, sincer să fiu, nu știu, pentru că știu că atunci când îți prinzi părul într-o codiță, este destul de scurtă și cred că ar fi puțin cam greu de ondulat în acest fel. Acesta a fost filmețul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă veți folosi această metodă de a vă ondula părul, să faceți o poză și să mi arătați pe Instagram sau pe Facebook. Mi-ar plăcea tare mult să văd și rezultatele voastre, să văd cum arată părul vostru dacă l-ați ondulat prin această metodă. Dacă v-a plăcut filmețul de astăzi, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați ca să păstrăm legătura și să știți unde mă găsiți. Iar noi ne vedem în curând în următorul filmuleț. V-am pupat! Mua! Pa! Am vrut să vă arăt produsele pe care le-am cumpărat cel mai recent de la MAC într-un tutorial.